Și uite-ne pe noi cum plecăm pe vremea asta superbă. Plouă, bate vântul. Și până ne-a apucat ieșit din casă. Nu știu dacă e cea mai bună idee, dar noi plecăm. Astăzi este sâmbătă, este prima noastră zi liberă și după cum ne hotărâsem noi săptămâna trecută să mergem la patinoar, să mergem, la urmă a ieșit din ecuație faza cu patinoarul, o să mergem luni, dar astăzi am zis să mergem la Târgu de Crăciun, în Leicester Square, să mâncăm German sausage, să bem vin fiert, dar la ce vreme e afară, mi-e și frică. Avem de stat la o coadă foarte mare ca să mâncăm German sausage. Nici nu pot să țin telefonul, că se bate toată. Și am ajuns până la urmă. Stai că se întâlce toată lumea în mine. Hey, las, baby. It's not the same without the hand. Without China. No. Am reușit până la urmă să luăm după jumătate de oră bunătatea de pe lume. Mamă, ce picant e al meu. Mai mult picant. Și Vio și-a pus curry pe... Nu mai aștept pe el, nu mai aștept pe el. Și-a pus curry pe ea, pe a lui și lui nu-i place curry. Ghinion. Am promis că mai zis. Foarte bun. Hei, mai contează. De care iau? Iau cu caramel? Hello, Mr. Bean. It's fine, thank you. Yeah, it's just you get the chocolate and then you get like... Wow. Ce bine arată. Da? Thank you.
try the churros. You are not allowed to eat. Oh my god. Okay, enjoy. Okay, Ramo. Ramo. Hai ia și tu una. Ia și arată tu bine. Una. Fost nevoie să plecăm pentru că nu ne mai mergeau casele de marcat și n-am putut să ne cumpărăm nici vin fiert. Și ne-am așezat aici pe margine și mai stăm un pic. Nu știu ce să facem, când să mergem, dar cum avem noi noroc de obicei, trebuie să se întâmple ceva. Și atât de aglomerat, acum s-a eliberat pentru că a plecat toată lumea, că nu mai merg casele de marcat și nu prea mai pot mai nimic. Și au luat băieții niște gogoșele și mănânc acum. Și trebuie să ne gândim, poate o să mergem la... Dar n-are rost, de prea trebuie să mergem la market, acum e cam târziu. Nu știu ce facem, am luat o pauză. Avem noi aici, am reușit până la urmă să luăm din fier. M-am pus un pic aici într-o parte, că Ramon s-a dus să-l ducă pe Nathan la stația de metrou. Că el nu prea mai are stare, e la vârsta adolescenței în care se plictisește și nu are chef să stea cu noi și e un lucru normal, îl înțeleg. Și am vrut să plece acasă și acum așteptăm să se întoarcă Ramon înapoi și să ne mai ne întoarcem înapoi, probabil la... Ne întoarcem înapoi la market, poate ne mai luăm un vin fiert. Deși e destul de tare așa, nu știu dacă mai pot să bea unul, dar dacă ne mai punem un pic, poate, poate, cine știe. Deci am filmat un pic acum, deci este atât de aglomerat. Doamne, foarte aglomerat, extrem de aglomerat. Deci aici în weekend, doamne, e nebunie, 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 deci nu... Doamne, deci câtă lume, câtă... Nici n-ai pe unde să mergi! Da. Hai noroc! Am venit și noi la un parc, avem ceva și n-am venit loc! E mult! E plin de oameni! Nu găsim o masă liberă! Hai vlog! Mesaje mai! Să ieșim! E! Hai ieșim! Subscribe! Hai, barmanule! Bere fără alcool! Ce tu șofechi! Hai, noroc!